Ciao. Salut! Asta se va prezentez mâncarea de care cu mine. Noștri au cumpărat. Astăzi noi vom prezenta ce produse cele mai necesare am cumpărat din magazin la solicitarea fetelor din Anglia, care se numește Alexandra Lascu și Margareta, pentru informații, pentru așa o a cunoaște ce prețuri sunt și în Canada. Ce mai tare iubești din magazin când mergi să cumperi? Carne. Carne și încă ce? Și încă pătlăgele, fructe. Fructe, legume, Alex. Dați acum pe rând, o să vedem ce noi o să prezentăm, ce am cumpărat. Și dați să începem cu laptele. Vedeți aici lapte. Laptele 2%, 4 litri. Face care îl procurăm, lapte care îl procurăm pentru cășuță, pentru clătite și chiar așa să îl bem. Și 4 litri de lapte, cât face, dați să mă uit, 6,79. Mi-am scris aici pe o foaie să le memorizez. Așa, lapte 4 litri, 2%, face 6,79 dolari. Avem aici smântână de 14%. Smântână face, ce greutate, 500 de mililitre, face 3,25, undeva, iată aici. Vreau să vă menționez că prețurile diferă de la magazin la magazin. Sunt mai multe magazine și diferite prețuri. Aici avem cotaj, aceasta este brânză, cum ar fi grăuncior la noi, și costă jumătate de litru de 2%, 2,99. Vă mai repet o dată că toate prețurile sunt fără taxe. Așa, mai mergem. Aici este tacos, un cochie a tacos, care face 2 dolari ăsta, 150 de grame, de cochie a tacos face 2 dolari. Iar sosul la tacos, salsa, face 3,79. Așa. Mai departe, ce avem aici? Avem ulei. Iată, ulei. Ulei a fost la reducere. 3 litri, este foarte greu, e greu, 3 litri de ulei, face 4,99. 4,99, 3 litri de ulei, de floarea soarelui, ulei vegetal. Avem lasagna, iată, 500 de grame, 500 de grame de lasagna, face 4 dolari. Așa, mergem mai departe, avem aici nuci, caju, undeva 300 de grame, 13 dolari. Avem amigdale, 200 de grame, la 12 dolari. Trecem la fructe. Iată acolo, vedeți, persici și caise. Persici și caise, libra face 3,60. 3,60 libra. Pepenele roșu. Nu contează cât de mare este pepenele, dar un pepene roșu, pepenele roșu face 3,99, da, Bunelu? Nu ții minte pepenele roșu. Așa, să ne uităm mai departe. Avem aici salată iceberg, face 99 de cenți, nu contează cât cântărește, așa, la bucată se vinde, 99 de cenți. Avem aici, dați să vedem, un dovleac spaghete. Dovleacul acesta spaghete costă 6 dolari. 6 dolari. Așa, ouăle, dați, ne uităm, ouăle. Ouăle puteți să le cumpărați, se cumpără un ambalaj de 12 ouă. Iată aici este fixată data. Așa, 12 ouă, care
12 ouă fac 3,99, iar 18 ouă 3,60. După cum știți, cu cât mai mult cantitate sau cu cât mai mult cumperi, cu atât este mai ieftin. Și mai, iată, mergem ce avem noi aici. Vă zic că familia noastră este mare. Aș, în total, 2 kg 182 și face 13,33, se vede? Trebuie să-l dau mai aproape. Iată așa. 2 kg 182, 13,33. Aici avem noi filie de somon. Filie de somon 0,536 de grame, 11,80. 11,80. Nu am luat eu toate produsele, că mi-ar fi luat foarte mult timp, dar aici avem carne de miel pentru pilaf. Avem 1 kg 16 la 32,51 de dolari. Cam atât a fost pentru acest filmuleț cu produsele din Canada. Dacă v-a impresionat și dacă aveți ceva de comentat, vă aștept comentariile voastre și să avem poftă și voi la fel. Eu vă îmbrățișez, vă iubesc și vă zic să aveți clipe minunate, nu contează unde locuiți, nu contează prețurile, măcar că asta contează, dar să primiți bucurie și fericire de la viață. La revedere și ne întâlnim și la alte filmulețe. Dacă v-a impresionat filmulețul și dacă vă place așa tip de filmulețe, scrieți în comentarii. La revedere! Pe curând!